Bună seara și bine ați venit! Unii oameni, indiferent cât de mult îmbătrânesc, nu își pierd niciodată frumusețea, ci doar și o mută de pe fețe în inimile lor, spunea Martin Buxbaum. Centrul Diecezan Caritas Iași are bucuria de a celebra astăzi, 1 octombrie, împreună cu persoanele vârstnice, dar și cu alți invitați, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Pe 1 octombrie sărbătorim această zi în scopul sprijinirii vârstnicilor și pentru intensificarea acțiunilor privind încurajarea unei vieți active și combaterea izolării sociale. Cu ocazia acestui eveniment special, dorim să le mulțumim seniorilor noștri și să le arătăm recunoștință pentru înțelepciunea de care au dat dovadă de-a lungul anilor, pentru că au știut să treacă prin momente dificile fără să-și piardă speranța, pentru că ne-au oferit povești de viață cu care să ne hrănim sufletul și pentru că zi de zi ne învață să apreciem viața în toată complexitatea și frumusețea ei. În februarie 1991, Organizația Națiunilor Unite consacra ziua de 1 octombrie ca zi internațională a persoanelor în vârstă, iar câteva luni mai târziu, pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU adopta rezoluția cu titlul Principiile Națiunilor Unite pentru persoanele în vârstă, destinate a le permite să trăiască mai bine în anii câștigați. Aceste principii consacră dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiții de locuit și îngrijire medicală, libertatea de a decide asupra vieții personale și profesionale, dreptul de a se exprima și de a participa în activități sociale după pensionare, precum și accesul la oportunități de învățare adecvate vârstei. Activitatea de astăzi este cuprinsă în cadrul proiectului finanțat de Consiliul Județean Iași, Sprijin Integrat pentru Vârstnici, care se desfășoară în perioada 1 august-31 octombrie 2017 și este destinată pentru susținerea activității centrelor de îngrijire la domiciliu din cadrul Centrului Diecezan Caritas Iași. Programul Servicii de Îngrijire la Domiciliu este constituit dintr-o rețea de 9 centre de îngrijire la domiciliu, Iași și Iugani, Romani și Săbăoani, Huși, Suceava, Pârgărești și Faraoani. Prin intermediul acestora se oferă servicii în peste 30 de locații diferite din județele Moldovei. Scopul programului Servicii de Îngrijire la Domiciliu este acela de a acorda asistență socială și îngrijire medicală la domiciliu persoanelor care, prin condiția lor fizică și psihică, sunt izolate la pat sau la domiciliu. Așadar, în perioada 29 septembrie-8 octombrie s-au desfășurat și se vor desfășura și alte concerte în următoarele locații: Satul Nou, Oțeleni, Valea Mare, Suceava și Faraoani. Alături de noi îi avem pe membrii corului de tineri Iuvenes Eclezie, care în această seară ne va prezenta o serie de cântece religioase dedicate Sfintei Fecioare Maria, sub bagheta domnului dirijor Maximilian Husaru. La orgă este domnul Octavian Bisoc, iar soliști Luiza Torboli și Maria Miller. Le mulțumim încă de la început pentru că au acceptat provocarea și au fost părtași la inițiativa noastră. Îi invităm pe membrii corului Iuvenes Eclezie, audiție plăcută!
grăiasă alegându-te, îngenunchem rugându-te, înalță-ne, ne mântuie din valul ce ne bântuie. Fi scut de întărire și zid de mântuire. Privirea-ți adorată asupra-ne coboară, o Maică preacurată și pururea Fecioară Marie. Noi ce din mila Sfântului umbră facem pământului, rugăm-ne îndurărilor, luceafărului mărilor, ascultă noastre plângeri, regină peste îngeri, din neguri te arată lumină dulce clară, o Maică preacurată și pururea Fecioară Marie.
Mulțumim corului Juvenes Ecclesiae și îl rugăm acum pe părintele Egidiu Condac, directorul Centrului Diecezan Caritas Iași și președintele Confederației Caritas România, să ne spună un cuvânt. Există multe moduri de a dialoga între generații, multe feluri de a trăi comuniunea între noi. Și deseori ne întâlnim în familie și trăim această bucurie între generații, copii, părinți, nepoți, bunici, la sărbători, la diferite aniversare. Trăim această bucurie și am dorit să nu se mai sfârșească aceste momente. De data aceasta, aici am invitat chiar la catedrală vârstnicii noștri, dar și ceilalți din familie, aparținătorilor, copii, nepoți, și ne-au stat alături tinerii minunați din corul Juvenes Ecclesiae. Au venit aici profesioniști care se ocupă de îngrijirea vârstnicilor, a bolnavilor. Ne-am adunat în fața altarului aici, la biserică, la catedrală, tocmai pentru că vrem să arătăm că de aici primim adevărata energie. De aici trebuie să pornim pentru orice dialog între generații. Și ne-au ajutat foarte mult pentru a trăi această comuniune în această zi de sărbătoare a persoanelor vârstnice, corul Juvenes Ecclesiae, care au dialogat, ne-au arătat cât de minunat este un dialog în armonia vocilor, prin acest minunat corolar de imnuri și rugăciuni adresate Sfintei Fecioare Maria la început de octombrie, acum când începem luna închinată prea Sfintei Fecioare Maria, Regina Rozarului. Mulțumim tuturor celor care s-au angajat pentru acest frumos eveniment, mulțumim vârstnicilor noștri care au venit de data aceasta aici. De obicei merg specialiștii noștri de la Caritas la domiciliu, la ei acasă, acum au venit aici la invitația noastră. Și mulțumim celor care ne-au încântat astăzi și ne-au înălțat mintea, privirea, inima spre cer prin mijlocirea Sfintei Fecioare, corul Juvenes Ecclesiae, mulțumindu-le, și doresc să le ofer o diplomă de recunoștință cu acest prilej, prin acest mic simbol pe care îl ofer domnului dirijor Maximilian Husaru. Acum și pe preasfințitul Petru Gherghel, episcop de Iași, să ne spună salutul său. Dragi Juvenes Ecclesiae, tineri ai bisericii, dragi vârstnici, dragi lucrători Caritas, trebuie să vă spun că tot timpul cât am ascultat aceste frumoase melodii, cântece, care ne-au înălțat sufletește, mi-am tot adus aminte de ceea ce a fost cândva, adică înainte de 89, când tinerii noștri doreau să facă ceea ce faceți acum. Știu precis că erau atât de animați să meargă din casă în casă, pe la vârstnici, ca să le aducă un cuvânt de mângâiere, ca să le cânte o colindă, ca să le arate că
tinerii noștri îi iubesc. De atunci au trecut 27 de ani. De atunci tinerii au putut în libertate, de acum, să se întrunească, să se unească, să formeze grupuri, să formează coruri. Iată să ajungă să se desăvârșească acest grup, Juvenesc Eglesia. Din dorința lor de a fi alături de cei care au nevoie de muzică, au nevoie de un cuvânt bun, au nevoie de o mângâiere, de o încurajare. Sigur că vă spun că și eu sunt printre cei vârstnici și mă bucur că sunt luat în considerație cu această calitate naturală a mea și că am fost invitat să particip. Dar trebuie să vă spun că azi s-au bucurat vârstnicii, așteaptă să vă întâlnească și se bucură că voi v-ați îndreptat spre ei, pentru că nu numai aici s-a auzit aceste voci, ci și acolo unde ajunge, iată, internetul. S-au bucurat ei. Ne-am bucurat noi, cei care suntem aici, dar cred, sunt convins, că ori de câte ori cântați și la aceste momente, dar și atunci când vă întruniți pentru celebrări, se bucură cerul. Și astăzi se bucură într-un chip deosebit Preasfânta Fecioară Maria, la începutul lunii octombrie. Așadar, vă felicităm cu toții, în vocea mea, după ce a făcut-o așa de bine Părintele Egidiu. Vă felicităm pentru ceea ce voi ați făcut în această seară, pe voi cei care în această zi v-ați unit cu toți cei din întreaga lume să vă îndreptați spre cei care așteaptă, spre cei în vârstă. Vă felicităm pentru că, iată, aveți astfel de inițiative. Domnul Maximilian și întregul cor a adus astăzi un omagiu Maicii Domnului, vârstnicilor și nouă celor care i-am ascultat. Încă o dată, felicitări tuturor! Mulțumim încă o dată corului Juvenesc Eclezie, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezență și vă invităm pe toți la subsolul catedralei noastre pentru un moment împreună și pentru o gustare. O seară frumoasă!